Sunteți gata? Este? Bună ziua, stimați reprezentanți mass media. Vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre pentru această conferință de presă. Vă propunem ca noi să vă spunem ce avem de spus și, eventual, dacă sunt întrebări, am dorit să le auzim de la dumneavoastră. Răspundem la fiecare întrebare, ținând cont de faptul că tema este una de interes sporit, ceea ce numim noi securitatea națională și ceea ce numim noi implicarea structurilor de stat în comiterea infracțiunilor care nu prea se încadrează în imaginația normală a unui om. Vorbim despre comisia de anchetă, cazul Ceaus, care a fost inițial mediatizat pe larg și ulterior a trecut așa nu știu cum sub tăcere. Vreau să vă zic că comisia de anchetă, comisia parlamentară de anchetă și-a făcut foarte bine meseria, a muncit foarte mult și pe această cale țin să le mulțumesc tuturor celor care au fost implicați, pentru că unii membri a comisiei cu regret nu prea au dorit să facă mare interes ori să muncească în această comisie. Și știu cine sunt, dar pe de altă parte avem alți colegi din comisie care au depus un efort enorm, ținând cont că am avut, nu mai țin minte exact, 10, 11, 12 ședințe care dureau 6-7 ore de audieri zilnic, fără întreruperi. Comisia a audiat mai multe instituții ale statului, conducătorii acestor instituții, și vreau să spun că noi totuși am dat de urma celor care au răpit pe ex-judecătorul ucrainean Ceaus. Am constatat cu stupoare implicarea structurilor noastre, adică cârdășie, aș zice, instituțiilor de stat în această crimă. Vreau să vă zic că noi am constatat inclusiv faptul că iată, ne aflăm aici în clădirea Parlamentului. Urmele acestei infracțiuni duc și la o instituție care se află chiar vis-a-vis de Parlamentul Republicii Moldova, cunoscută și drept instituția prezidențială. Noi nu am avut deschidere sub nicio formă, ori conlucrare din partea instituției prezidențiale, ținând cont că Comisia a expediat nenumărate demersuri către instituția prezidențială ca să vină în fața comisiei să ne explice, orice cel puțin să clarifice lucrurile, pentru că noi avem foarte multe întrebări. Serviciul de informații securitate la fel a încercat să facă foarte multe mișmașuri și să ne ducă pe pistă greșită, cum să mai zicem popor, să o facă pe prostul, pe neznaiu. Eu zic că la acest capitol l-aș ruga pe domnul Lebedinski să ne dea mai multe detalii. Propun ca formatul nostru să fie așa unul leger. Noi o să răspundem pe parcurs, o să ne completăm reciproc. Da? Adrian, poftim. Domnilor și doamnelor, de fapt, această conferință de presă a fost, nu era planificată din timp, a apărut spontan ca rezultat al în reacții incomplete a președintelui Comisiei, domnului Vasile Năstase. Pentru că dumnealui, noi am așteptat o săptămână, totuși dumnealui, după conferința care a avut-o pe data de 17, să vină cu detalii în privința activității Comisiei. Și anume a implicării organelor statului în răpirea unei persoane pe teritoriul Republicii Moldova. Și nu doar răpirea, dar și filarea și alte acțiuni care au dus, de fapt, la încălcarea indiferent că acesta este Ceaus sau ar fi altă persoană. Pentru că în cadrul comisiei ne-a fost dezvăluită informație de către o persoană care a fost amenințată de către un angajat al Serviciului Informații și Securitate, precum că în caz dacă el nu îi dă bani, atunci organele speciale, serviciile speciale ale Ucrainei, îl vor răpi. Era un cetățean al Ucrainei care se afla solicitat azil politic pe teritoriul Republicii Moldova, Serviciul Informații și Securitate n-a reacționat nicicum la această solicitare și cetățeanul dat a fost nevoit să plece în România unde a solicitat azil politic. Și doar după, la nenumăratele solicitări
față de șef, directorul Serviciului Informații în Securitate, domnul Isaulincă, nega categoric că ar exista așa. Doar când, în momentul când i-am spus concret omul care este și circumstanțele, atunci el a recunoscut că da, astfel de adresare la ei ar parvenit. Și doar după aceasta au început cercetarea. Și au remis materiale în procuratură, din spusele lui. Închipuiți-vă dumneavoastră că timp de 5 ani de zile, statul vecin, prin organele sale de drept, solicită expulzarea sau extradarea unui cetățean care se află pe teritoriul Republicii Moldova, care deține informații asupra ex-președintelui statului vecin și serviciul nostru de informații, spune că pentru ei această persoană nu prezintă un interes operativ. Ori ei sunt incompetenți sau intenționat conducerea acestei instituții ne duce pe noi în eroare. Și vă spun de ce. Pentru că la solicitarea noastră am întrebat, a fost interpelat, a fost solicitat careva informații despre ei. Au spus că nu, nimic, pentru că nu i-a interesat. Dar din datele care le-am obținut noi ulterior, 13 demersuri au fost făcute doar la ASP, Agenție Servicii Publice, de către Serviciul Informații și Securitate. Deci această persoană era de fapt în vizor, această persoană era supravegheată, dacă să nu spunem că era urmărită, și noi, până în prezent, n-am putut să obținem de la Serviciul Informații și Securitate o informație detaliată asupra activităților, pentru că ei au blocat tot. Mai mult ca atât, în luna ianuarie 2021, Serviciul Informații și Securitate a prezentat o notă amplă cu privire la cazul Ceaus, doamne președinte a Republicii Moldova, doamnei Maia Sandu, înainte de vizita sa în Ucraina. Din păcate, nici Serviciul Informații și Securitate și nici președinția nu au acceptat să ne prezinte această notă informativă. Necădând la faptul că majoritatea materialelor care ne-au fost prezentate nouă sunt cu paraf restricționat, respectiv noi nu putem să le facem publice, până când nu vor fi scoasă această paraf. Pentru mine este destul de straniu când domnul Năstase este cu o opinie separată și menționează că nu a constatat implicarea serviciilor speciale din Republica Moldova și nu are careva probe directe că anume Serviciul Informații și Securitate poate să facă. Noi nu am avut sarcină să stabilim probe. Noi am constatat circumstanțele, ceea ce a avut loc în țară. Și mai mult ca atât, eu vreau să vă spun că serviciile speciale a Ucrainei nu sunt unicele servicii speciale care, nestingherit, lucrează pe teritoriul Republicii Moldova. Acum, în prezent, pe teritoriul Republicii Moldova, sunt câteva grupe de reprezentanți a serviciilor speciale al altor state care filează funcționari publici din Republica Moldova. Atât din cadrul deputaților din Parlament, cât și din alte structuri. După conferința de presă care a avut ieri loc, care domnul Căfcăliuc a prezentat informația, am fost contactat de către angajați ai Serviciului Informații și Securitate, care mi s-a comunicat informațiile și eu cred că imediat după această conferință eu o să fac o interpelare la Procuratoria Generală, inclusiv și la alte organe de drept, organe internaționale, să fie verificată activitatea Serviciului Informații și Securitate, pentru că ei acceptă filarea cetățenilor Republicii Moldova de către servicii speciale din străinătate. Nemai vorbind de acele structuri criminale, fără niciun fel de autorizări, care pe teritoriul Republicii Moldova deschis filează cetățenii Republicii Moldova. Și ca să fie un pic de degajare, vreau să vă spun că acea reținere cu faimă de către Serviciul Informații și Securitate a unor persoane care filau un judecător a avut loc, știți de ce? Pentru că și Serviciul Informații și Securitate îi fila pe acel judecător. Și întâmplător narvались на своих, cum se numește. Au văzut că cineva încă îi mai filează.
Asta e menirea Serviciului Informației și Securitate pe teritoriul Republicii Moldova? Să fileze judecători? Să fileze deputați sau miniștri sau funcționari? Sau să asigure securitatea statului? Mai mult ca atât, în presă au fost nenumărate articole cu privire la situația pe cazul Ceaus. Pentru că, din păcate, noi am fost nevoiți să culegem informațiile din toate sursele. Noi am avut conlucrare din organele statale, am avut conlucrare doar cu Ministerul de Interne, care, reșind din faptul că există secret, o închetă n-a putut să ne prezint toate informațiile. Dar noi am acumulat informații datorită informațiilor operative, pentru că, pentru ce vreau să-i mulțumesc domnului Năstase, că a solicitat totuși să fie contactați membrii comisiei să ne prezinte informații. Și vreau să mulțumesc acelor lucrători operativi din serviciile noastre speciale, care, știind că conducerea instituției în cazul dat ASIS-ului încalcă vădit legislația, ne-a prezentat nouă informație. Și vreau să vă spun că domnul Isa Ulincă a fost la audiere de 3 ori. Și doar a treia oară a încercat să ne spună, știind tot ce este. Vreau să vă spun încă un moment că, din informațiile care au parvenit iarăși de la Serviciul Informației și Securitate, domnul Isa Ulincă, nu știu cum, a avut acces la materialele anchetei de serviciu, a anchetei noastre parlamentare. Prin care metodă, înseamnă că el și pe noi, în Parlament, tot are resurse de a ne urmări, pentru că el are acces la toate materialele. Inclusiv care au provenit și din alte structuri, nu doar cele din Serviciul Informației și Securitate. Reșind din aceasta, eu vreau să mulțumesc acelor reprezentanți mass media care ne-au furnizat nouă informații și, din păcate, vreau să, cu regret să spun că acei reprezentanți mass media care m-au contactat și sâmbătă și duminică, solicitând informații pe cazul Ceaus, astăzi nu au venit aici pentru ca să primească răspunsuri la întrebările care interesează. Probabil că aici ne-am oprit cu libertatea preții. Probabil că aici este ceea ce ne-am dorit noi. Dacă noi vrem să fim obiectivi, dați să o facem. Cazul Ceaus pe noi nu ne-a interesat ca personalitate domnul Ceaus, dar ne-a interesat securitatea fiecărui cetățean. Pentru că, reieșind din circumstanțele care s-au format, informația operativă care a venit la noi, încă în anul 2018, serviciile speciale ale Ucrainei propuneau $300.000 $300.000 pentru ca cetățeanul Ceau să fie adus până la hotar cu Ucraina. În care metodă? Pentru că nu interesa. Important să fie acolo. Închipuiți-vă dumneavoastră de atunci până acum cum au crescut prețurile. Și prin faptul că reprezentanții Serviciului Informației și Securitate a Republicii Moldova participă la ședințe secrete împreună cu reprezentanții Serviciilor Informației și Securitate al Serviciului de Spionaj ale Ucrainei, informații care ne-a fost prestată nouă în cadrul comisiei, domnul Năstase nu știu de ce tace despre acest lucru. Acolo au fost menționat și numele persoanei care au fost. Doar că, vă spunem, materialele comisiei, din păcate, sunt secretizate. Puteți să ne explicați dumneavoastră care este sensul acestor întâlniri secrete? Domnul Isa Ulincă a confirmat că a ieșit în luna februarie în Ucraina, doar din simplu considerent că el înțelegea că noi știm această informație. Pentru ce a ieșit? Așa și nu ne-a comunicat. Dacă îmi permiți. Da. Colegi, ca să fie foarte clar de ce în ultima perioadă, de fapt, la ultimele ședințe, Serviciul de Informații și Securitate a fost mai vorbăreț. După cum a zis și domnul Lebedinski, noi, Comisia, am recurs la o altă tactică și am să vă zic de ce. Noi, văzând că Serviciul de Informații și Securitate, domnul Isa Ulincă, intenționat ne duce pistă greșită și intenționat ne duce în eroare, am început să facem o investigație paralelă, dacă doriți.
Dacă vă amintiți dumneavoastră, domnul Năstase a ieșit de la această tribună, a venit cu un apel către mass media, către toți cetățenii care cunosc ceva, să, prin orice metodă, să transmită informațiile către comisie. Iată că acest lucru a dat roade. Deci a fost intuiția noastră nu a dat greș și a venit mult mai multă informație decât ne așteptam noi. Și iată că am început să depănăm acest ghem, domnul, cum a spus domnul Saulenko, noi tot la fel deja cunoaștem cine din așa numiții funcționari din cadrul Parlamentului a făcut această scurgere de informații, adică materiale, anchete pe care erau în Safiu aici în Parlament. Noi știm deja și unde și cum, ne-am dat seama pentru că numărul persoanelor care aveau acces era limitat la minim. Și iată că SIS-ul, știind că noi am acumulat informații, am început să fim mai vorbăreți. Deja nu avea sens să mință așa grosolan și fără rușine. Nu avea sens, pur și simplu, noi știam deja mult mai multe lucruri. Eu vreau să vă zic că comisia a constatat că Serviciul de Informații și Securitate intenționat a vrut să ducă pe pistă greșită organele oficiale de anchetă. Intenționat, vă zic. Dacă este necesar, pot să vă... Că, mă rog, nu-i mare secret. În ziua răpirii, cei de la SIS, nu știu ce, au dat indicații să închid doar câteva puncte de trecere ale frontierii, pe când răpitorii au plecat prin altul din nordul Moldovei, pe la Otaci. Vreau să vă zic și câțiva jurnaliști ne-au dat informații mai interesante. Dar iată că interesul jurnaliștilor s-a stins odată cu momentul când a fost foarte clar că aici este implicată și președinția Republicii Moldova. Pentru că nu inițial ne spunea comisiei că dar nu prezenta Ceaus niciun interes pentru președinție. Ca pe urmă, noi să constatăm și să acumulăm probe că 2-3 luni până la răpire, ei și l-au filat, și au făcut și interpelări, președinția, de fapt, a făcut interpelări către cine? Către SIS, evident. Noi toate lucrurile astea le-am constatat. Și legătura este. Vreau să vă aduc aminte și de faptul că la întâlnirea doamnei Maia Sandu cu domnul Zelenski, o să găsiți în arhivă, cu siguranță o să găsiți, când domnul Zelenski, după întâlnirea oficială, s-a spus deschis jurnaliștilor despre cazul Ceaus, că deja au convenit și s-au înțeles cu doamna Maia Sandu să faciliteze acest proces cât mai repede să-l transmit acasă pe domnul Ceaus. Doar că nu au spus cum. În sac, în portbagaj sau altă metodă. Iată că metoda am văzut-o ulterior, mai târziu. Noi am zis, pe noi nu ne interesa modalitatea cum a fost el răpit. Pe noi ne interesa mult mai mult implicarea statului și dacă cumva erau careva breșe în legislație. Eu vreau să vă aduc un sincer mulțumesc și să vă spun cu toată sinceritatea că în cazul dat, Ministerul Afacerilor Interne, un grup de ofițeri pe care am avut ocazia să-i cunosc în cadrul comisiei, când au venit la noi la comisie, vreau să vă zic că jos pălăria băieții, acești bravi ofițeri, cum au reacționat și cât de rapid au dat de urmele faptașilor. Asta ținând cont că, în paralel, SIS-ul făcea tot posibilul ca să distrugă și probele, să nu le dea de urmă, făcea tot posibil, pentru că ei știți cum, Ministerul de Interne se ducea să ridice probele pe care le acumulau, de acolo deja fusese SIS-ul. SIS-ul era mai ușor, pentru că ei știau ce și de unde trebuie să ridice. Da, doi dintre aceste persoane au locuit vis-a-vis de SIS Municipiul Chișinău. Vis-a-vis de Direcția Serviciului Informației și Securității. Direcția Municipală a Chișinău. Răpitorii locuiau peste drum, vis-a-vis. Deja despre hotele și cum se ridicau materialele video din hotele, asta, eu vă zic, comisia a lucrat foarte mult,
tot ceea ce a constatat comisia este demn de un film. Se poate de făcut un film foarte interesant, de un film de acțiune, un film care ar bate toate recordurile în Republica Moldova. Și iată că ziceam eu, nu știu de ce jurnaliștii au deja nu mai manifestă acest interes sporit față de acest caz, ținând cont că s-a constatat implicarea SIS-ului, a președinției. Președinția de 5 ori a refuzat. Noi am avut situații când deja comisia era gata să accepte oricare altă zi când este comod lor. Pentru că prima dată ne spuneau că suntem ocupați, a doua oară că a venit un președinte, nu știu cine acolo, a Letoaniei, ori nu mai țin minte. Și noi deja am zis, ok, numiți dumneavoastră ziua când puteți delegați și ora. Noi comisia ne întrunim atunci. Ne-au promis, iată așa, de vreo 5-6 ori. 5 ori am avut ședință la care au fost invitați. Da, și niciodată nu s-au prezentat. La fel, comisia a constatat că în cazul răpirii cetățeanului au fost implicați ofițeri din, așa se numește, abreviatura GUR. Государственное управление разведки, да, о Украине. O bună parte de a constata cine și cum este datorită jurnaliștilor statului vecin, care la fel au pus umărul pentru a deconspira, și ai noștri jurnaliști au fost o parte care a făcut investigații și pe această cale țin să le mulțumesc. Noi avem foarte multe de spus, nu știu dacă este oportun ca noi să discutăm ore întregi aici. Dacă sunt careva întrebări, suntem gata să vă răspundem. Stimați colegi, eu vreau să vă avertizez pe fiecare din noastră să aveți grijă de ceea ce se întâmplă împrejur. Mai ales mass media. Fiți obiectivi, în primul rând. Pentru că pe fiecare din noi ne paște acest pericol. Odată ce serviciile noastre de inteligență din țară își permit să cureze, să facă business pe seama cetățenilor care sunt aflați pe teritoriul Republicii Moldova, implicând servicii speciale din alte state, noi trebuie să solicităm expres demisia conducerii Serviciului Informației și Securitate. Nu știu de ce pe domnul Năstase acest lucru l-a deranjat și a considerat că mai bine doamna președinte să decide ce trebuie să face. Doar că expres articolul 13 alineatul 1 litera E al legii privind informații și securitate stipulează că directorul Serviciului Informației și Securitate poate să fie demis în cazul exprimării neîncrederii. Lucru care el l-a demonstrat cu certitudine. Mai mult ca atât. Dar poate și-o făcut îndeplinit ordinele și... Ordinele, el e obligat să le execute doar pe cele legale. Dacă a primit un ordin ilegal, el urma să îl contracareze. Indiferent din partea cui l-a primit. Este vorba de președintele Republicii Moldova sau de la alt funcționar care l-a primit șeful informației, directorul Serviciului Informației și Securitate. El este la paza statalității noastre. El este la paza securității. Și odată ce Parlamentul i-a încredințat această funcție, el trebuia să raporteze Parlamentul. Explicați-mi, vă rog, găsiți-mi, vă rog, un caz când, începând cu anul 2019, șeful Serviciului Informației și Securitate a participat la cercetare la fața locului a unei infracțiuni grandioase. Noi am avut omoruri, noi am avut, nu știu, s-au prăbușit clădirile, sau am avut o grămadă de situații, calamități. Domnul Saulinca n-a fost nici la una. Nu știu de ce, peste câteva minute după răpirea lui Ceaus, dumnealui a venit la fața locului și dădea de acolo, de pe loc, dădea indicații. Cine și ce trebuie să facă?
de ce așa mare interes avea el de domnul Ceaus? Și imediat, peste câteva minute, el raportează doamnei președinte a Republicii Moldova despre faptul că a fost răpit Ceaus. Asta a raportat rezultatul? Sau ce a fost? La întrebarea noastră, de ce nu a prezentat, pentru că noi l-am audiat peste o săptămână după, de ce n-a informat și Parlamentul? Dumnezeu a spus că n-are, că, cum a spus el acolo? Că a considerat că este inoportun, pentru că Parlamentul nu are ce să facă cu această informație. Dar președintele Republicii Moldova are ce face, da? Serviciile din Ucraina, și nu doar serviciile de inteligență, cum am spus, aceste servicii de spionaj care s-au implicat aici, dar și Procuratura Generală a Ucrainei refuză conlucrarea cu Republica Moldova. Ambasada Republicii Ucrainei în Republica Moldova categoric refuză conlucrarea cu organele noastre de drept și cu Comisia Parlamentară. Deputații din Radă, noi am avut o discuție online cu doi deputați care în fel și chip încercau să afle totuși informații secrete de care noi dispunem și la solicitarea lor să facem o audiere mai largă cu implicarea mai mulților deputați a lor din Rada Ucrainei, a avut un eșec. Pentru că așa și ne-au refuzat până la urmă această audiere. Același lucru s-a întâmplat și cu comisia propusă de către Ministrul Afacerilor Externe ale Ucrainei, de format o comisie mixtă între organele de drept a Republicii Moldova și cele ale Ucrainei pentru cercetare fac. Fix același rezultat, mai mult de 2 luni de zile, 0 aport. Comisia rogătorie care a fost expediată de către Procuratura Generală a Republicii Moldova către Procuratura Generală a Ucrainei, același efect, 0. Ei își ascund infracțiunea care a fost comisă pe teritoriul Republicii Moldova. Noi am solicitat o notă de protest, lucru care nu s-a efectuat până în prezent. La ieșirea din țară al domnului Smetaniuc, care se bănuiește că a fost implicat nemijlocit în trecerea peste frontiera de stat, în port bagajul automobilului de serviciu a ambasadei Ucrainei, a cetățeanului Ceaus, la expirarea mandatului lui, el, de fapt, a avut loc o acțiune militară de scoaterea lui din țară. Pentru că, la momentul când este solicitat să prezinte documentele și să prezinte automobilul pentru examinare, pe data de 27, pare-mi-s, aprilie, la postul Vamal Rosoșeni, care este amplasat pe teritoriu, este un post mixt, și este amplasat fizic pe teritoriul Ucrainei, s-a prezentat după 2 ore de dezbateri cu reprezentanții Serviciului Informației și Securitate a Republicii Moldova și a Serviciului Poliției de Frontieri, s-a prezentat un automobil militar cu câțiva persoane înarmate cu automate, care i-au asigurat cordonul, el liber să plece de teritoriul postului Vamal. Cum explicați dumneavoastră? Puneți-vă întrebarea fiecare din voi. De ce nouă? Nici SIS-ul, nici procuratura, nu, bine, procuratura ei au, pentru că au reținut aceste persoane și o să revin și la ei. Nici președinția nu vor să ne dea o informație amplă pe cazul dat. Ceea ce e legat de procuratură. Ei au reținut 2 persoane, cetățenii Republicii Moldova, care i-au ajutat pe celelalte persoane din Ucraina cu logistică, transport, cu apartamente, cu tot ce era necesar. Și unul din ei a luptat în Donbas de partea armatei Ucrainei. El acolo și-a fost recrutat. Și după aceasta, împreună cu serviciile speciale armatei Ucrainei, a venit în Republica Moldova. Anume, din acest considerent, noi și credem că a avut loc un atac asupra statului Republicii Moldova. Dacă întrebări nu sunt, eu vreau să vă mulțumesc pentru atenție. Noi suntem disponibili să comunicăm
pe platforma parlamentară și cred că împreună cu colegul nostru vom fi gata să dăm răspuns și la alte întrebări. Vă mulțumim! O zi bună și la revedere!